La nivelul județului Hunedoara sunt 7 centre de vaccinare în care se poate face imunizarea copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani. Acestea vor funcționa la Spitalul Municipal Brad, Casa Pensionarilor din Hunedoara, Spitalul Orășenesc Hațeg, Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, Parcul de Afaceri Simeria, zilnic între orele 8 și 20. Centrele de vaccinare din Valea Jiului vor funcționa după un program mai redus. Casa de Cultură Ladislau Schmidt din Petrila, zilnic între orele 15 și 20, iar la Spitalul Municipal din Lupeni, între orele 8 și 14. Centrele au fost amenajate acolo unde spațiul a permis realizarea de fluxuri dedicate copiilor. Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara, a declarat că nu se așteaptă la un număr mare de copii vaccinați, dat fiind faptul că nici părinții nu s-au înghesuit să se imunizeze.